34. Al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci el le-a întemeiat pe mări și le-a întărit pe râu. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Starea după voia lui, dată de Dumnezeu mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Amin.